trebuie șters cu prosopul la fiecare, la fiecare caș trebuie șters. Ca să se menție așa, cum e, cum e asta. Lucește. Lucește, ziceți că e dat cu lac. Și are 130 de ani. Știi, mai mult, să fim la noi, stăpâni aici, meri în Germania. Acolo ești slugă, testie. Comandă-te ea la... Te doare măsaua, capul sau... Dă-i acolo. Nu aici, te crede nimeni. Aici ești tu cu capul tău. Te scoli când vrei tu. Dacă aveam așa, că aveam o șapte drăcoși. Și când așa e 5 la 2 noapte. O venit test lângă noi, test câini. Tremuram și eu, așa, îmi curgeau lacrimi. Nu că se plâng eu, dar îmi curgeau de stare, așa că... O zis tata, păi băiatii, muream și așa ceva, nu vedea. Nu te mai aștept aproape mie. Păi ia, ia, bocălău, tu ce faci, bocălău? Ia apa, aveam ia apa acolo. Ei nu mai rai cu lantina așa atât. O sta până în zări de ziul. Tata, am zis că, băi băiatii, vezi, azi voi stai pe ești lași cu el. O punem aici, iar atunci o luăm asta, stors. Nu-i convine că ne apropiem de vacioare? Nu, vă văzut străin. M-o simți străin. Da, când vine un om străin, așa face, bocălie. Cât timp a spus că are? 2 ani jumate, pe 3 ani. 2 ani jumate, pe 3. Cuma pachete de mușchi. Cam câte kilograme are, așa, aproximativ? Eu zic că are peste 800. Are, așa o zis, peste 800. Are 900 de voi. Un taur blând, a spus. Da, foarte blând, foarte blând. Ia s-a lanținut. Dacă nu era blând, de tine. Îl hrăbe cu barabule, de aceea miare, de mână. Aici, în zona dumneavoastră, zona asta e renumită în creșterea vacilor sau oilor? Și a vacilor și a oilor. Împărțite. Și a vacilor și a oilor. Care vrea vaci, vaci. Care vrea oi, oi. Altul are și vaci și oi. Acum, la timpul ăsta, la ora actuală, cam jumii jumătate, că doar aștia care îți mai dea oilor au așa ceva. Restul le-au vândut, nu mai țin. După dumneavoastră, care e mai rentabil? Eu, ca plăcere, așa, ca plăcerea mea care o am, eu oile. Dar sunt care, na, mai rentabil e cu vaci. Dar eu, după plăcerea mea, e oi. Oi eu își țin.
lansat cu dumneavoastră suca? Mai de multe, erau mai multe animale. Mult mai multe. Tătă familia avea animale. Tătă familia, și vaci și oi. Câte două, trei vaci avea omul, câte zece, cel mai care ține mai puțin, cinci, de la cinci oi în sus. Cinci, zece, cinci, douăzeci, mai multe. Da, după ce s-o liștat munță, le-o cam vândut tăți. Vacele, oile, că nu mai avea unde să le pășuneze. Să le pășuneze. Dumneavoastră, cum stați cu pășunea? Nu, stau la licitat, am pierdut. La licitație am pierdut. Deci nu aveți pășunea? Muntele, da, n-am pășune și am închiriat de la oameni. Au și oamenii care ne-au dat pământul, au și vite la mine, au oi, au vace la mine, aici, capri. Și am închiriat de la oameni pământul, care îl am eu, care îl pasc. Le dau brânză, le dau, la alții le dau bani, la alții le dau brânză, urde. Și l-am închiriat. Aveți mâncare foarte bună la animale aici. Bună, bună, bună. Ați putea ține un efectiv mai mare. Mai mare, dar din cauza oamenilor, când n-am ciobani, din cauza ciobanilor, n-am ciobani. Nu poți să țin mai multe, că nu ai cine faci treabă. Trebuie mult să trebuie pornite la prescut și n-am cine faci treabă. Nu-s oameni. Nu găsești nici rei, nu că buni. Nu că buni, nici deși rei nu găsești. Pentru că nu merg. Nu vin la oi. Dar oare care ar fi motivul? La altul nu-i place să muncească. Nu vrea să se scoale la ora 3:30 când mă scol eu. N-are duminică, n-are sărbătoare, nu vrea să vină. Și altul care nu-i învața cu munca tot la fel. Tot din ăștia care au vitii, dacă vine careva, care să aibă vitii, ca să aibă unii pășunași, el să vii cu tine la oi. Stai cioban sau... Dar se poate trăi din animale? Se poate, dar cum? Se poate, doar, vai de mine, doar că nu s-ar putea, nu le-aș mai ține nici eu. Na, se poate. Dar era bun dacă aveam o munte licitat, că luam și eu vădoi bani, luam, de pe subvenții, de pe, na. Aici nu e unica, că omul nu ți-o dă. Aici trebuie să dați, nu că luați. Aici trebuie să dau la om. Nu-ți dă omul pământul ca să-l dea, ca să iei tu subvenția pe el. Că sunt mulți care iau ei subvenția pe pământ. Nu ți-l dă ții, adică ți-l închirii. Am înțeles, deci nu luați nici subvenția de pe pământ ăsta. Da, nu iau nicio subvenție, nică. Pentru că omul nu e, care are mai mult pământ, nu vrea să-l dea. Am înțeles. El ți-l dă să-l pășuneți, să-l paști. Dar nu ca să-l treacă pe tine. Rar care zi. Sunt care zi, dar rar. Care are mai puțin pământ, care altul îl vinde, să-l cumpiri. Vacile stau singure? Stau singure. La păscut sau la... La păscut, da. Nu, om. Am omul ăsta la ea. Aveți urs? Aveți urs în zonă? Urs? Urs. Ca să atace vacile. Ați avut probleme să vi le atace? Ba da. Dar nu aici în Imaș, nu în țarnă. O venit ursul și în țarnă, ne-a mâncat un berbeace, ne-a mâncat o oaie. Dar nu, vacile nu. La vaci nu atacă. Și lup îmblă. Și lupul vine. Când făceam stână în Arșița Nemțorului, acolo vine lupii și au ziua mare. Ne-au luat niei de pe câmp de față cu mine, de pe zaș. Că aveam niei aleși deoparte de oi, ne-au luat de față cu mine. Atacă și vaci, acolo ursul ataca și vacile și porci. Dar în Arșița Nemțorului, în munte. Aici o ieși, iasă ursul, dar atâta mi-au luat. O oaie și un berbeci ne-au luat. Deci, puciurile astea câte sunt de mare aici și pârâiele astea, stă aici în pârâiele astea. Stă și le-ai din urmă. Da, trebuie să le iei, da. Din urmă, la vaci nu se prea bagă el aici. Că vacile mai atacă la el. La oia, da. Protejează și taurul. Da, și taurul, da. Dar vacile țină una cu alta, se strâng mojile și buncălăiesc, nu se bagă la ea. E vorba de oi. Câți litri de lapte mulgeți la vaci? De la vacile toate sau da, de la o bagă? Toate. Păi, câte am eu aici, de aproape o găleată de lapte o vacă, cam la... O găleată cât face? 10 litri? Asta găleată e de 16 kg. 16 kg? 16 kg.
nu pun 16 kg, că poate cu spumă pe deasupra și apare mai mult. Pun numai ce, lapte, așa cantitate. Cam 12, 13, 14 kg mulți odată de la o vacă, care sunt bune de lapte. Sunt și mai reale. Sunt și care de 2 kg, care de 1 kg, dar de acelea nu prea am. Și la oameni cum le dați? La oameni cum le dați? La brânza. După cât dă vaca lapte? După cât dă vaca lapte. Eu măsor seara și dimineața, îl adun la un loc și îi împart și îi dau brânza și urde pe vacă. 5 kg de brânză de vacă și 1 kg de urde. La acela de lapte. La acela de lapte de vacă. 5 kg de brânză și una de urde. Și câte chile are de vaca lapte, adun și atâta brânză trebuie să ia. Am înțeles. E bună de lapte, Bruna. Da, da, foarte bună. Foarte bună. Foarte bună. Uite tu ce lapte-o dat. Ok. Dă lapte mult. 16 kg. 16 kg la mulsoare? Da. Și dimineața dă mai mult sau mai puțin? La fel, cam la fel. Da? Uite-te, tău, un tic de vacă. Nu-i foarte mare, dar... Da, bună. Bună de lapte. Foarte bun, și vaca e bună. Nu asta cum îi spuneți la taur? N-am mai auzit. Buhai. 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 Așa se spune aici pe ziua noastră. Da, la taur spune buhai. Vrei taur, taur îi zici, nu îi spui buhai. Și la vaca care a rămas fără lapte sau care la vaca care a rămas, nu s-a ogonit și a rămas stearpă, se zice mânzată. A rămas mânzată. Dar nu mai de lapte. Lapte de, dar de puțin. Altele de o jumătate de chile, altele de o chile, nu mai. Că dacă e mânzată, numai care e foarte bună de lapte, să dea e un 4-5 kg de lapte. Să fie bună e. Aici cum mulgeți? Fiecare care vacă vine fiecare, sau aveți? Fiecare va, nu avem vacile aleasă noi, că deci asta o mulg eu sau aceea o mulgi tu. Fiecare intră la rând. Cum o găsim, o mulgem. Și vacile stare cu minți? Sunt cu minții, că stau în slobă, le mulgem în slobă. Nu le bătem, nu strigăm la ele urât ca să nu stea. Și dacă o bat sau o strigi urât în jur, nu mai șade. Duce în lumea ei, ho, ho, da. Te simte și animalul când... Da, când ești nervos. Da, da. Dacă vorbești frumos cu ea, o mulți. Am avut un alt an, le legam la gard ca să le pomulzi, nu stăteau doamne ferea. Aveau funii în coarne, le legam. Dați camion la apă aici. Ăsta e tu mânjăriu de învârtit în urdă, când urdești. Dar de mestecat, mestec și când pun cheagă în bodacă, ca să nu mestec cu linguroiul. Trebuia cu linguroiul, dar mestec cu tu mânjăriu. Ăsta e tu mânjăriu de urdit. Și am un mestec, bine, ca să se amestece, că dacă nu mestece și nu se încheagă tot. Rămâne în încheagă, dacă nu se mestece. Ei, galingurul ăsta are 130 de ani. Rămas din la tata mea. Și uitați-l cum arată. 130 de ani. Păi arată foarte, foarte bine. Și am și budecele de la el. Budecuța aceea mică, ca aia. De astea sunt noi. Ca aia e acasă, că nu le-am mai luat aici. Și budaca mare. O am tot acasă, tot de 100 și ceva de ani. Aia astea le-am făcut eu noi. Astea, 20 cu aia mare din anex. Am făcut eu astea noi. Da, aici are 130 de ani. Și cum îl întrețineți?
Îl folosesc la, citesc, îl folosesc la lapte, când învârte cașul în budacă, și pe urmă îl leu și îl șterg bine cu cârpa, cu un prosop, să nu rămâie lapte pe el sau zăr sau ceva, că azi o leacă, mâine o leacă și prinde o jbarteță așa, și șterg, uitați-l, ziceți că-i dat cu lac, cu cârpa, și bridideul, tot la fel îl șterg cu prosopul când îl termin treaba de făcut, și tomânjerul, doar ați văzut, că l-am șters cu prosopul, toate trebuie șterse, că dacă nu le ștergeți, prinde un groștior pe ele, așa, și nu mai e ca lumea. Nu mai este din el? Nu. Și intră în lemn. Intră și în lemn, dar pe urmă trebuie să arrați cu un cuțit și ai de lucru și nu-i bun. Trebuie șters cu prosopul la fiecare caș, trebuie șters. Ca să se menții așa, cum e asta. Lucește. Lucește. Ziceți că e dat cu lac. Și are 130 de ani. De la tata meu a rămas. Și tata și niște de când îl are și el. Nu știu lemn, cum, din ce lemn a fost făcut. Nici pe tata nu, că-i palterea, eu știu. Cred că e din lemn de tei sau nu știu din ce e făcut lemnul, că l-am cumpărat, nu l-am făcut noi. Și coarjă de mesteacăn, dar din mesteacăn de acela ales, anume care se disface de pe mesteacăn, învălit cu coarjă de mesteacăn și pe urmă dat cu lac. Coarjă de mesteacăn e dată cu lac pe deasupra. Muștiuc de fier pus la vârf aici. Și lemnul ăsta dinăuntru e făcut din două bucăți scobit și prins lipit. L-au lipit bucățile, că n-avea cum să facă dintr-o bucată sau scobească înăuntru. Și l-au făcut din două bucăți. Tocmai din vatra Dornii le-au luat băiață amândoi. Dar la dumneavoastră aici în zonă... Nu fac. Dar se foloseau mai de mult. Se foloseau, dar tot așa le aduceau. Nu se făceau la noi. Și trânghițele, tot din ostra s-au luat trânghițele astea de tablă. Nu s-au la noi făcut. Din ostra le-am adus trânghițele. Și aia este din Dorna, vatra Dornii. Este un om acolo care face anume, numai el singur face de asta. Da, n-ai niște câini foarte frumoși. Ca stăpânul, așa e, foarte bine ai zis. După cum îți stăpânul așa și animalele. Da, nu, și oile la fel. La fel. Dacă stăpânul e frumos, și animalul e frumos. Câinii ce vârstă au? Ăștia trei au 2 ani jumătate de mine. Ăsta are 2 ani. De acum n-au fost mutate, pare mai bătrân. Și așa la astăzi mai vechi. La 5-6 ani. Da. Sunt frumoși, ai niște câini frumoși și... Nu sunt mari așa. Nu-s mari. Da, iuți. Serviciu. Uite-te ce groși, ce piept au. Hai, dacă vineați mâini primăvară, atât erau în spate. Da. Mâine mai duc oasă, că eu sunt puțios. Da. Nu ai probleme cu ei să facă enzime sau ceva de genul? Nu. Ce nume ai la ei? Ochiuț, Ochean, Bogza,
Furtună. Furtună? Furtună, da. Ăla, Novac, Haiduc, toți ăștia doi, Corbu, Vulturaș, ăsta mic e Țiganul. Ce? Da, poți întoși înapoi. Hai bine, așa. Avea mai mult, dar... Na, dușmanii. Avea mai mulți? Da. Și să otrăvesc câinii prin zona? Nu i-am mai găsit deloc. Nu i-am mai găsit deloc. Deloc. N-ai dușmanii, ești văzut în lume. Aia, că dușmanii îți fac cea mai frumoasă reclamă. Foarte bun. Stau cu oile. Am văzut, niciunul nu a venit la colibă. Niciunul nu a părăsit turma. Țin crezi unul cu altul, nu e ceva de mutareală. Numai Bucovina ai avut de când crește animale? Da, nu mă gândesc. Acum am eu prima dată ăștia doi. Ești mulțumit de ei? De ăștia toți? Da, de câinii tăi. Foarte. Cum lucră în echipă? Uit. Îs uniți? Da. Îs frați? Ăsta e frate și cu ăsta e. Otiuț cu... Da, cu Oteanu. Oteanu. Ăștia lanță-s separat, crescuți. Ăla-i mai bătrân. Ăsta. Ne-ai trimis poze, dar așa în realitate arată foarte bine. Foarte bine. Din primăvară erau... Abia mereu două. Lasă că e bine așa să fie mai atletici. Acum zăr duce, le dau zăr duce, rături. Lasă-le un pic de dietă și le trebuie și la ei. Da. Și de unde te-ai căpătat tot de la rasa asta? Uite, e o rasă foarte frumoasă. Când mă știe tot așa cu tata. Tata, să nu voi. Tot așa, dar n-am cumpărat rasa sau nu. Cresc cu din noi, între voi aici. Când îi cumperi, nu, măi. Asta să le iei pentru bătaie. Să le iei pentru bătaie? Da. Da, asta așa e, pentru bătaie, ce bate gros. Lasă bate mai subțire, dar... Să fie iute, bun, noaptea, activ. Ai reușit să-i vezi în acțiune? Da. Aici nu prea se, o mai da lucru, urs este. Dar așa lup nu prea. Dar la urs ia. La urs să duc? Să duc. Da, nu se bagă la el, doar. Păi îl hăituiesc, adică mușcă din el. Da, da. Mă par să-l duc din mestină. Păi ăștia nu scâni să se lupte cu animalele sălbatice. Ăștia scâni ca să țină la distanță... La distanță, da. La distanță fiară. Ce frumos mergi și după tine. Dar numai cu mine merg. Eram în munte acolo, aveam mai mari ca ăsta. Și am urcat cu ele în deal cu oile. Când urc cu oile în deal, stând. Și la 200 mâini, era și asul vreo două noapte, așa era. Și văd că câinii se răpăd în vale. Tata face în sână, țiba, țiba. Câinii știau și ceva. Și deodată în vale tăț și s-o spărea și ei din nimic. Că aveam ei pus deoparte tăți. Și tata a zis, e lupe, gata, e lupe, ești afară tăți. Și am ieșit afară tăți. Și nu era numai unul, cinci erau. Fiind cât de drăcoși erau ei, tăți lângă noi, nu mai dus unul în vale acolo. Și am legat rea, bități câinii în roată, lângă nimăși. Câinii lua, ei sunt grei, erau grei. Și am legat și până în zi de ziua acolo tot. Luparaj, dai dăi și dai dăi. Lup? Lupul a fost? Cinci. I-ai legat pe lângă... Da. Pe lângă staul? Și plecau mai în vale, i-am legat, ți-i lua. Ți-i lua? Ți-i lua. Și care erau mai pe lângă sână, lângă sână stai. Ai avut câini luați de lup? Nu, niciodată. Nu. N-am avut că care erau măiuți și plecau mai înainte, îi legam la aripi. Am înțeles, ăsta e un lucru. Da, și care mai erau mai moi, lângă sână, dați drum așa. Dar care mai iute și fugeau, legați. Că rar câini să scape acum. Ți-s castrați? Ăsta-i castrat. Ăsta, șalan, șalan de colo, așa rămâns cu șalan de colo, ca plin.
Restul i-am afară. Că... Am vreau după aia, hăi după aia. Așa măcar stau pe lângă voi. Da. Dar păcat așa... Da, să vă șeau, umblau tu, mă... Ăștia doi mici au mieci și șase lui. Un câine cum trebuie. Cum erau odată, ne-i. Pozele scurte. Frumos, frumos câinele. Îmi place piept la el. A fost frate, am mai avut un, dar l-a întomurit. Bogza. Urechi frumoase, culoare frumoasă, picioare frumoase la el. Și aici până când ții oile? Până ninge. Până ninge? Dar eu cu ele prin august că plăutăși, da? Eu strimul pispima. Până ninge. Până o nins acasă. Și aici stau cu ele la stângea. Ce ți-a făcut să mergi pe drumul ăsta, la creșterii animalelor? Dragoste de ele. Din mic. Eram la școală, când scapam de la școală, direct la el mergeam. Cu ei, pe șans. Mi-a fost drag. Să ținem nealuțele, când fatau, țineam, alegeam. Tata ne zicea, băi, care ținem? Tăti, el, băi, băi, tăti. Nu conta că avea coarne, n-avea. Și frate, tot așa cu el. Până amu. Nu te vezi făcând altceva în viitor? Dau ceva și să fac, aia astea. Și planuri de viitor care sunt? Să-ți înmulțești urmă? Să-ți mai multe. Să... Muntele meu să am să... A, să ai muntele tău. Eu cu frate mă și prea în geamă, dacă așa. Noi doi ne băgăm pe ele. Și ținem mai multe, să fim la noi, stăpâni aici. Meri în Germania. Acolo ești slugă. Testi. Comandă-te ea la... Te doare măsaua, capul sau... Dă-i acolo. Nu te crede nimeni. Așa ești tu cu capul tău. Te scoli când vrei tu. Așa aici trebuie să te scoli la... Ca la armată, ia să ori fică. Dimineața la 7 dată drumul. Când e mai cald, îi dă mai repede drumul. Că și oile astea, dacă le porți mai rău și le prinzi să moaie, rău le mi-are. Nu numai că nici lina, se moaie iale, se fac puturoasă, trag numai pe la ușă, la umbră. Chiar dacă nu paști, iau ei cu o joapă și tot o mâini de umbră, dai. Tot timpul să fie mișcare și da, să mănânce. Mișcare, dacă ești... ar durni da, și ar sta. Da, pe asta, băi, se care le dă la umbră. Aveam anul, nicio bani, trebuia să pândesc. Le dă la apă, nu le dă la apă, dacă le paște cum trebuie. După ce făceam brânza urda, mă ceam să văd ce faci cu ele. Ți-i ciudă că ții la ele și unul le ia și le... Nu mai le vezi cu luna spărlită. Da, un pic ți-i ciudă, da, ți-i ciudă. Și nu-ți țică bine când vezi că... Câte mâncare dai iarna și grăunță și... Mai prind și gloduri cu ele, wow. Și unul... Se le farmă tot. Am o lante băitane, să? E bun și el. E după tine. Ai mă, eu cu joapa aleagă. Bun, băiat. Au făcut și el stână doar. Tot în munte, acolo, sus. Da, na, tot asta cu oamenii, cu... E greu de oameni. Da, da, uite, voi sunteți tineri și... Da. Mă bucur când văd tineri ca și voi, wow. Care... Da, bine, mi-a fost, ai drag. Vi drag să creșteți animale și... Câini drăcoși, oile drăcoase și tot. Și așa bani bune. Și așa bani, normal. Dar fetele ce zic? Aveți fete care să le placă treaba asta? Sunt așa fete.
scop pielele astea sau... Jinga așa cum. Jinga așa nu prea găsește așa care să le placă, adică să nu, să te susțină, nu neapărat să vină ea să stea la oi. Dar normal, nu stea ea la oi, muge la oi, dar... Asta e meseria ta așa. Eu serviciu meu, dar... Ți-i place și faci și tu. Dacă nu-i place, nu o te mai înțelegi. Așa. Așa, și mai bine renunți tu la ei decât la oi. Da, pe... S-au mai întâmplat de astea. Da? S-au întâmplat de astea. De așa vin zoile pentru una și mâine pe mâine te lasa și ea. Și a rămas și pe răvoi. Iar mă acasă la și rămân câine și câine și oile. Astea îți rămân și câine, îți rămân loiali și oile iarăși. Bine, până la urmă tot vă găsiți, că sunteți băieți harni și frumoși. Normal, nu. Normal, da, asta. Hai râdem noi și glumim, da? O leacă de frumoși toți suntem, dacă eram urâți. Vezi, deștepți. De ce nu mergeți în afară? Ați fost și în afară. Am fost. Nu-i mai ușor acolo, nu se câștigă mai ușor banul. Că multă lume merge așa și zice că, bă, acolo se câștigă banul mai ușor. Se câștigă, da. Cantitatea astea în sânge, mai ales primăvara, când știi că fata oile și începea cânta cucuș. Cam miroasa fum de plecare. Dar așa e și prea, frate, să ia acolo, dar cât mai stă o leapă și vine și ea. Ești tu împreună cu Ciprianul, da, să vrei să creșteți animale? Da, nu, eu din nici tot noi am ținut. Asta e important, dar să vă orientați cumva să creșteți rasă. Am vândut o tură, 200, atunci numai 80. Iar alea mămuțuri. Și vă orientați pe o anumită rasă? Acum am avut bucălăi și acum abia albești brej de la Mureș cu origini. Și... Să așa e brează și bucălăi și... Să fie ea mai mare, aibă lapte. Să le ții pentru producție. Degeaba e breaza, bucalaie și vai și buhoasa are. Și dacă nu dă produs lapte, o țin mai pentru frumusețe la față. Produsul, mielul, laptele. O iarniezi degeaba, nu? Ce faci? Sara, le băgăm la 9. La 9. Dimineața la 4. La 4, așa dimineața? Da. Și după ce le termin de mult, le tot trimit? Ora 9.50. Noi mergem cu ora vechi, cum era odată. Așa mergem, măi, peste lor. Normal 5. Și Sara la 9, 8 vechi. Și noi mergem porneau. Deci oile tot rămân acum stau, nu le mai porniți. Acum da. Acum le mai repede. Acum ai și băle și breze. Care ți se pare așa mai bune de lapte? Sunt și bucărele bune. Și breze care nu sunt bune, se pare sunt bune. Nerut și sunt bolnăviși. Uite, are mieful și spatea. O miroță faină de bucălaie, nu? Bucălaie? Da. De la pestriță? Da. Faină era ta. Și ți-a murit? Bolnăvișa ta. Mare era. Uite, au miele, ele și spatea. Doctor, mi-a făcut. Cum să descurcă ieză? Ieză-ți mai hamă, să descurcă. Dar e slabă la țiță. Cum? E slabă la țiță. Dacă era mai tare, greu să ia la ieză. Dar e moale. Ai moale și moale, ieză. Moale, dar și suge. Ia-să lapte, încerc. Am
Mai sunt mieri în zona care se crească animale? Puțini? Puțini mai sunt. Nu mai. Nu ne mai place, gata. Acum noi mai suntem care... Slab de tot. Ții, stai tu. Dacă te duci cauți oameni, tu mai de la... Mă le place țăgara, pantaloni cu fundul la genunchi și faleza. Șepșii pe o parte pusă și asta-i. Aici se vede, se vadă cum faci, cum se câștigă banul. Aici spune că mai e mini brăza scumpă. Așa de mult, dar nu știu. Uite cum tragi de ea, ești doar mândre. Nu ți-e doar mâinile? Acum nu, la început, mâloase, sunt la palme. Dar acum nu. Acum mai dau mier cap. Cât lapte ai la oi? Și câte oi mulci? Apeam până 80 de oi cu lapte și 4 găleți de lapte dau pline. 2 de 16 pitile și 2 de 13. Și la 82. Față nu cred, că le spune, nu cred. E nebunit. Dă-ne, haide. Au lapte, au lapte. Ele se stau pe loc. Nu se fugă echip ca prin păduri. Prin păduri trebuie să alege, adureane să... De-o s-a asta. Pădea de la. Deci asta e loc. Nu pare, au. În păduri merg cu ele. Ai fost și la munte? Da. 4 ani asta. 4 vie. Pe acolo nu dormeai noapte. Vinea seara, după ce mâncau câine, poate știai că vine, gata. Era acolo o coadă periculoasă, poate. Poate e așa, ieșau ca iepări, poate vedeam. Și câine știau că e iață de-am. Vedeai lupii? Da. Cum ies? Dacă jale era acolo. Făceam brânză și vaci erau în fața stânii acolo, cu ei, aleși. Tata s-a dus să dă-i vaci mai încoalea, că și în ei, că erau prea în coadă duși cu ei. Și nu m-a luat pe tata. Vașele în vale și ele, tete. Nu m-a luat un lup sur, suriu era. L-a luat doar cap și l-a dus. Când erau cu oile, cu ce prea, frate. Până a ajuns câte din păduri, de vară, din părău. L-a luat. Și ce mai fac? Și fugeam vașele după ea. Boncăleau. Tata, tu, și a lăsat lapte de jos, m-a dus, a luat anelul. Aveam aleși, ne aveam asta 80 de ani. Și i-am băgat între voi. Așa venea un zon mare. I-am pus un om la ei, la ei, dar așa și ala. Găseam pe nerul numai mojile, iarba curcată, pe cum îi punea la curcare. Nu-i păzea, îi punea la soc. Îi străca cu tot. M-am trimis acasă, m-a dat nimeni între voi și s-a luat. Ziua mare și acolo. Lupărul, o să era acolo. Acolo că era câine drăcos, scapa, vinea toamna acasă. Care nu? Adio. Găseai numai zgarda. Da. Și... Și care e bun să stai mai pe lângă nimeni. Așa le-ai câine bun, stai pe lângă târul să bat. Să nu stai pe lângă oameni. Nu, eu spun Sara când dă lucru. Nu, s-o iei de tahui, nu mai vine înapoi. Ia să bată lângă nimic acolo, să haitoiască lângă nimic acolo. Așa ia scrie în drăcoș. Dacă se duce departe, Dumnezeu știe dacă mai e. Și asta când s-a întâmplat? Acum 4 ani? Acum, 7 ani. 7 ani. Acum mai sunt, mai umblă așa puternic acolo. Acum mai nu mă stâlă multe acolo. Pampierul de pe așa. Și cum îi spune la munte? Arșița Nemțișor. Unde a fost numai acolo. Arșița Nemțișor. Acolo era în convorat de păduri. Nu veneau. Acolo nu vedeai oameni. Numai tu, câinii,
oile voastre și cordii mei, că fac cordii pe... Când vedeai cordii știi că e ceva. Știai, dar nu, că când vedeai vinea sara, gata, știai că vinea snoapii. Urât, urât era. Și cum vă apărați de ei? Păi cum? Foarte bine. Făceați foc? Nu. Nu? Legați câinii de stau? Dădeau semnalul. Unul care se are nasul mai finuș și să-mi ia primul și ala sări atât. Aveam unul toluș, un câine toluș. Mare, grozav câine era, ăștia sunt mici. Când spunea la somn, sfărăia așa de doar nezare. Dar primul să-mi ia. Când dornea, sfărăia. Da, să-mi ia, fără era. Legat pe ceara, că mare s-a luat. Doar să spui, nu, de fel a fost acolo, mă. După rosa, boale. Acolo cea mare, Miguel. Acolo, că ăștia e câini buni, răcoș, de oi, de lup, de sălbădici, nu... Și au bani și au buni acolo. De hai, duc, i-am găsit numai capul în gal. Cum ți s-a părut luptii, comparativ cu câinii tăi care ai acum? Frisuți. Dacă aveam așa, că aveam o șapte, drăcoși. Și când așa e cinci la două noapte, au venit toți lângă noi, toți câini. Tremuram și eu, așa, îmi curgeau lacrimi, nu că se plâng eu, dar îmi curgeau de stare, așa, că o zis tata, că băiatii muream și așa ceva, nu vedeam. Nu te-am așa de aproape venit? Păi ia, ia, bocălău, tot ce faci, bocălău. Ia, aveam ia pe acolo. Ei nu mai erai cu lantina așa atât. O sta până în zări de ziua. Tata a zis că, băi băiat, vezi, azi voi stai pe izlașul el. Nu te duci în pădure că nu-i bun. Nu mai nu cu el. Dar pe câmp, că în pădure dacă dai de tine și te le împrăștea, dată îmi va. Da, comparativ cu câinii tăi ca și înălțime și ca și gabarit. Era mare sur. Răcos. S-a întâmplat să scoți din gura lupului o aia? Da, da. Mi-o luat, am văzut, am fugit, dar nu... Adică, ai văzut că ți-o luat, ai fugit și nu l-ai mai ajuns? Nu, da, când l-a luat, nu. Dar ce să-i fac? Noaptea când venea cu lupte și câinii pe jos, ai tuiau, mirosau, era frumos, vedeai câți câinii drăcoși. Cât ți era frică, așa ți era doar să fii și să chiuiești. Păi tu iale, câinii cu iar roate lângă târle. Frumos a fost. Niște momente pe care cred că nu o să le uiți niciodată. Da, îți minte până. Oi, câinii. Ei chemau pe câinii și era un labuș și o bănuc, haiduc, toluș, crai și novac. Ăștia erau. Da? La lup, când vede lupii miroase, miroase pe jos și bate și făituia și face și făituia și fuge pe jos și miroase. Atunci e lup, la urs bate ca cum bate la om, la cap. Dar când o lua o tăiață la făituială pe miros pe jos, ți era mai drag când îi vedeai că fug tăiașe. Bun, e fine a fost. Aici nu ți s-a întâmplat să ai probleme pe... O fost un an, dar tot așa miroseau, dar numai lup a fost, doar ceva nu a fost. Dar așa la urs am văzut, bară. Dar acolo în munte erau câini. Îi vedeai cum fug, cum fac, cum hai că iau. Au murit ăsta sărași, s-au dus. Am rămas cu pozele. Oh, no.
Apoi lei cu linguroiul. Acum îl bat și n-am mai ales. Eu linguroiul și mai cu ghele, nu cât roate, roate. După aia l-apuiesc cu mâna jos, la fund. Când e ca făină, făcută ca făină, atât. Când trebuie lăsat. Să fie bine de mai. Ce-s lingura? Da. Lingura asta o are tata de la tata lui, da. Are suta de ani asta. Aia dacă ești arsă, zici că e nouă. De acum strângem cu linguroiul. E așa, iată, și dăm încet o roată. Până să lasă el la fund, că trebuie mazelul deasupra. Deci tu tot în vârstă acum. Da, da, încet, încet, până... Și de la cine ai învățat tu să faci așa? De la tata. De la tata tău. O, ne era drag să ne băgăm să facem. Și la musul oilor. Să ne lia și pe noi, să mulzim noi. Până să strângem o zile, da? Și ai păstrat aia... aceiași pași cum făcea tatăl tău sau așa ai mai adăugat tu ceva? Nu, aceeași treabă. După aia rog cu palma și la pesem în jos. Tu acum îl tragi către mijloc din cât da, da. Tot în vărată până să strângem o zile. Și ea se strânge, da. Da. Acum îl apăs în jos, pe troate, cu podopelme. După ce l-am strâns tăt, îl tai cuțitul în patru.
O punem aici aia, atunci îl luăm asta, stors. Izer. Aici la pești? Da, de 3 ori. După aceea roba. Ce frumos arată, ce bine arată. L-a frământat. De la ce vârstă ai început să faci caș? Eu mai țin minte cât, nu știu. Cred că cam de tânăr. Da. De tânăr tare. Acum îl apăs în jos. Voi cum îi spuneți, budacă la asta de lemn? Da. Asta e specială făcut pentru șerci. Da, pentru... E și formă, e și mai îngustă și... Pentru frământa brânză asta e. Asta e budacă de bășuit, așa se spune. Să fie toți bine de zel, după aia le-a frământat. Dacă rămâne zăr în el, cam iasă marfa bună. Trebuie să te apeși tare, așa-i? Da. Nu o tare să dea, da? Mai puțin zăreasă. Deci că o frământ așa cu pământ? Da, acum o frământ așa. Deci tu nu ai la mână să o frumos. Nu, nu. Timpul ce-o frumos așa bine, bine, bine. Da. Pe timpul acesta. O apăs. Ai atât și pe aceea nu o mai lăs mult. Să o lasă, pune de foc. Eu dacă de lucrurile aia. Ajungi. Și de aici am trebuit direct în structura. De acum la apăs. Iasă jântuitul deasupra. Acum la apeși. Da. De acum al ăla. Să le iei încetul. Uitați cât de și cu jintuitul ce faci? Punem într-o bădăcuță, lăsăm un pic acolo să stea și din el.
Nu te mistos, nici prea tare ca să... Rămâi și grea să-mi ia în el. Ca să tuși prea tare, rămâne așa ca... Scată iasă. Mai facem și o gaură. Să mai scuge la ghizăra de aici. Și gata treaba cu ea. Punem la sușitor. Aici la sucitor cât timp îl faci? Până seara. 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 Vine auto în locul. Și tu astăzi îl mai întorci așa pe sucitor? Da. Nu? Așa de bine. Până seara îi dau drumul, îi dau înapoi roată și răs așa. Gata. Așa e. Asta e aparența lui.